Un tată care a dat vina pe propria pisică pentru uciderea fetiței sale de numai 2 luni este acum condamnat la 15 ani de închisoare. Inițial, el a dat vina pe animalul de companie, dar ulterior a recunoscut că a fost puțin cam dur cu fica lui de 2 luni de care avea grijă. Bărbatul în vârstă de 41 de ani a pledat vinovat de crimă neintenționată de gradul 2 în fața tribunalului. Ca parte a unui acord de recunoaștere a vinovăției, acuzațiile de omor prin imprudență și de pedepsire rău intenționată a unui copil au fost excluse în cazul bărbatului din Statele Unite ale Americii. Mama acesteia sesizase că fetița avea ochii foarte umflați și a început să se îngrijoreze. Femeia o lăsase pe cea mică cu tatăl său pentru că avea să se ducă la serviciu. Când s-a întors, mama a decis să-și ducă de urgență copilul la spital. Medicii au descoperit că bebelușul avea coastele și picioarele rupte, de asemenea copila avea și limba ruptă și suferise o hemoragie cerebrală. Bărbatul nu și-a asumat inițial responsabilitatea și a dat vina pe animalul de companie. El a declarat poliției că pisica lor, care cântărea 20 de kilograme, s-ar fi așezat pe copil. Medicii au confirmat ulterior că rănile grave nu puteau fi provocate de o pisică. Chiar dacă fetița avea șanse minime de a se recupera din cauza activității cerebrale reduse, medicii au cuplat-o la aparate. Câteva zile mai târziu însă, în data de 3 noiembrie 2021, fetița a fost declarată moartă. Tatăl a mărturisit în cele din urmă că a fost neglijent. El spune că a legănat-o pe fetiță cu fața în jos în brațe și a lovit-o pe spate mai puternic timp de 5 minute, în timp ce încerca să o calmeze. Ulterior, el a recunoscut că a lovit-o pe fetiță suficient de tare pentru a-i provoca fracturi ale coastelor și membrelor. În cele din urmă, tatăl a confirmat că s-ar putea să fi fost puțin cam dur cu copilul atunci când i-a schimbat scutecul, relatează știrile ProTV.ro.